Peste 500 de pădurari din toată țara au protestat astăzi în Piața Victoriei din București. Aceștia sunt nemulțumiți de situația actuală a pădurilor și acuză Ministrul Mediului că nu ia măsuri pentru protejarea pădurilor statului. Sute de muncitori forestieri din toate colțurile țării s-au adunat în capitală și au protestat împotriva Ministerului Mediului. Pădurarii sunt nemulțumiți de felul în care sunt administrate pădurile din România.